Bună dimineața! Bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. Este marți astăzi. Eu tocmai ce am terminat de filmat un clip aici și fapt este la grădie. Și pentru că este la grădie, este singura mea zi în care pot să filmez fără să fiu întreruptă. Așa că am filmat un clip care mie îmi place foarte mult. Îmi place și să-l filmez și să-l urmăresc cu drag. Ah, Doamne, sunt atât de neîndemânatică astăzi. Ziceam că am filmat un clip care mie îmi place și să-l filmez și să-l vizionez la alte fete pe canal. Ia să stăm puțin de vorbă. Se vor întâmpla multe astăzi. Stați să vă dau așa puțin la o parte. O să vedem o casă. Bineînțeles că o să și filmez, fingers crossed. Doamne, sper să fie bine. Este o casă atât de mișto. Bine, este puțin... Mai trebuie schimbat ceva în ea din ce am văzut eu, că m-am dus cu Fabi în timp ce mă plimbam cu el, m-am dus până la casă să o văd așa de afară. I-aș schimba mocheta, că este puțin cam veche. Dar asta n-ar fi o problemă. Avem aici în oraș un magazin cu mochete. Și mi-ar fi la îndemână. Este puțin cam scumpă. Este o casă cu două dormitoare. Deci are două dormitoare, un living și are încă un spațiu mic de 2 metri pe jumate pe 2 metri jumate, în care mă gândeam eu acolo să-mi fac pentru filmat, pentru un fel de studio pentru YouTube. Ar fi perfect pentru mine, nici nu-mi trebuie mai mult. Este și separat de casă oarecum, se trece printr-un hol. Pentru mine ar fi super dacă aș reuși să iau casa asta. Nici nu mi-ar trebui mai mult. Însă, cum vă ziceam, este puțin cam scumpă. Este 985 de lire pe lună pentru două dormitoare. Inconvenientul ar fi, dar asta nu mă împiedică să lupt pentru a o lua, inconvenientul ar fi faptul că n-avem baie jos, baia este doar la etaj și ar fi oarecum peste mână cu Fabi, urcă scările, coboară scările ca să se ducă la baie. Ah, Doamne, măcar de-am luat-o pentru că, v-am zis, îmi place. Oricum, o să facem acum introducerea și o să vă prezint ceva, pentru că, așa cum ați văzut din titlu, avem o altă colaborare și mă bucur tare, tare mult și vă mulțumesc vouă pe această cale din nou și din inimă, pentru că fără voi n-aș fi reușit să ajung aici. Știu că sunt câteva persoane care îmi dau mesaje că primesc produse pe gratis, că doar asta fac. Nu este vorba doar despre asta. Colaborările sunt lucruri pe care mi le doresc și oricine și-ar dori să primească anumite produse, dar nu le primim pe gratis. Asta este problema, că multă lume crede că doar ți se dau produsele și atât. Se face un clip în urma acestor produse, se dă clipul către acceptance, adică să vadă colaboratorul dacă îl acceptă sau nu, se poate întâmpla să nu îl accepte, faci fotografii, pui postări, îți pui numele pe așa ceva, adică sunt mai multe lucruri și sincer mă bucur pentru fiecare fată care face conținut pe YouTube sau pe online, nu contează platforma. Eu mă bucur când văd că cineva primește ceva, mai ales dacă sunt fete cu abonați puțini, așa cum sunt eu, de exemplu. Chiar mă bucur pentru ele, pentru că știu că este greu și nu se fac foarte mulți bani din YouTube, așa că în momentul în care văd că o fată primește ceva, chiar mă bucur, pentru că asta înseamnă că munca sa dă roade. Și da, nu știu, cred că ar trebui să primim toate aceste colaborări cu brațele deschise, atât pentru noi cât și pentru ceilalți, să ne bucurăm de bucuria celorlalți, pentru că, v-am zis, e multă muncă. Chiar dacă voi vedeți doar un clip, să știți că sunt ore în spatele unui clip, filmat, editat, urcat pe YouTube, pus toate elementele de care ai nevoie și așa mai departe. Nu mă plâng, din nou spun, eu fac asta cu mare drag, mă bucur că am luat și această cale și este ca un al doilea job pentru mine.
Sper ca pe viitor să pot să ofer și mai mult content și să înțelegeți ce urmăresc eu aici, care este scopul meu, ce îmi doresc să fac și unde îmi doresc să ajung cu acest canal. Da, cum vă ziceam, astăzi urmează să facem o vizită. Acum când filmez este 3:30. Eu știu că v-am spus bună dimineața, dar bună dimineața este pentru că eu voi posta de acum înainte, de fapt de vreo 2 săptămâni postez dimineața, pentru că mi este mult mai ușor să țin să țin contentul sub control, pentru că eu majoritatea dimineților sunt acasă, eu lucrez seara. Ce mai aveam de zis? Vreau să vă arăt ceva. Eu am terminat acum de filmat ceva. Acesta este o parte din, acestea sunt o parte din hăinuțele pe care le-am filmat. Am avut haul-ul Shein și urmează să fac un try-on, dar nu-l voi mai face astăzi, pentru că astăzi am treabă, s-a dus Adi să-l ia pe Fabi de la grădiniță. Iar eu vreau să deschid acest vlog, să filmez cât se poate de mult până vine Fabi. Și abia aștept să probez hăinuțele și să vedem ce păstrez, ce nu păstrez. În altă ordine de idei, avem un colețel aici, care arată cam așa. Sunt niște hăinuțe frumoase de primăvară, What is wrong with me? Zen. Sunt niște hăinuțe de iarnă. Eu mă tot uit aici că părul meu stă sărac în toate direcțiile. Dar v-am zis, mie îmi place să fiu natural în fața voastră. Asta sunt, cu asta defilez, cum este vorba aceea românească. Colețelul, să nu vă mai țin în suspans, este de la Dear Lover. Dear Lover, veți găsi pagina lor de Instagram la mine în căsuța cu descriere și site-ul lor. Din păcate nu avem cod de reducere la ei, dar să știți că dacă intrați la ei pe site, veți vedea că sunt mai multe coduri de reducere în mai multe circumstanțe. În funcție de valoarea produselor pe care le veți comanda, valoarea coletului și așa mai departe. Eu vă sugerez să vă trageți cu ochiul la ei pe website sau pe adresa de pe pagina de Instagram, pentru că veți găsi cu siguranță niște lucruri foarte interesante și foarte drăguțe și la prețuri accesibile. Nu contează că mă urmăriți din Anglia, din Canada, din State, din România sau din Italia sau Spania, să știți că aceștia livrează internațional. Dear Lover, așa se numesc. M-am bucurat tare mult când mi-au scris și mi-au dat să-mi aleg 5 produse și le-am primit. Și haideți să vedem ce mi-au trimis ei. Când am văzut prima dată această cămășuță, m-am îndrăgostit de ea pe website. Deci m-am îndrăgostit. Am văzut-o pe website cu o pereche de jeans Mommy Fit albi și efectiv am adorat acest outfit. Și pe website erau cu outfit-ul complet cu niște cercei mari albi. Mi s-au părut super, super cute, dar nu știu dacă mă reprezintă pe mine. Eu nu pot să port gablonțuri. Când eram mai mică, purtam, dar nu știu sub ce aspect, dintr-o dată, încoc urechile, efectiv. Și am văzut asta și la Diana Andronic. Și ea la fel zicea că are ceva probleme. Înainte nu aveam, nu știu ce s-a întâmplat. Anyway, am primit această cămășuță. Materialul este super, super moale. Nu este bumbac. Este ceva polistiren cu... Polistiren. What's wrong with me today? Polister cu bumbac. Dar mi-a plăcut mix and match-ul. Este jumătate așa, jumătate așa și îmi place ideea de a avea buzunarul din celălalt material și o mânecă așa și o mânecă așa. Mâneca vine prevăzută cu un nasture și se poate purta și suflecată, așa. Oricum, o să facem un try-on și o să vă arăt. Aici, evident, se prinde, avem această gaică aici și poți purta și cu mânești 3 sferturi. Cam așa arată aceasta, mă încântă foarte tare, da, foarte tare. Mai departe, avem o bluziță. Drăguță și ea, drăguță foc. Materialul este viscoză cu elastan, dar uitați-vă la mânecuțele acestea. Ia uitați ce avem noi aici.
cât sunt de cute. Că tot este trendul acesta Barbie prin online. Chiar mă gândeam la bluzița aceasta și o să mai vedeți una, următoarea bluziță, la fel mă duce cu gândul la Barbie. Deci uitați-vă cât de cute este. Eu mi-am ales mărimile S la fiecare dintre articole pe care le-am prezentat și pe care le voi prezenta și consider că am făcut o alegere bună. Să știți că mărimile chiar sunt true to size și asta mă încântă. Vă ziceam mai devreme de Barbie World. Uitați-vă cât este de Barbie aceasta. Pe aceasta ați mai văzut-o într-un clip. V-am zis că eu am filmat unboxing-ul ca first impression, exact așa cum le-am primit. Nu știam, nu nimic, dar no way. Nu se putea să îl pun pentru că am șters ca deșteapta un filmuleț și n-avea continuitate. Așa că m-am decis să îl filmez în cadrul unui daily vlog. Ia uitați-vă cât este de drăguță asta. Umerii sunt senzaționali. Sunt senzaționali. Îmi plac tare mult și îmi place și materialul. Materialul este bumbac cu elastan. Un material foarte moale, dar foarte, foarte moale. Știți foarte bine, dacă mă urmăriți, că eu iubesc elastanul. Știu că nu este unul dintre cele mai fericite materiale. Nu este unul dintre cele mai ok, dar mie îmi place pentru că face ca materialul să se așeze foarte bine pe corp. Eu fiind micuță, mie îmi place foarte mult să se vadă frumos talia, pentru că momentan mă avantajează. Nu știu dacă voi mai fi capabilă să spun același lucru sau nu știu dacă voi mai fi în situația să spun același lucru peste câțiva ani, dar momentan mă bucur de ceea ce am. Acesta este o bluziță dreaptă, simplă, super cute. Așa. Mai departe am o rochiță care îmi place, îmi place tare mult rochița asta, este lejeră, este de vară, vine așa cu breteluțe sus, niște breteluțe așa crețe, ca să nu lase rochița să fie prea fadă, prea ștearsă, o scot puțin din anonimat așa, se mulează foarte bine pe bust, prezintă foarte multe straturi cu elastic, pentru a scoate în evidență bustul. Îmi place și cum se termină aici sus, nu se termină brusc, se termină cu aceste volănașe. Rochia este largă, simplă, până în pământ, iar jos are un pliu, să zic așa, se termină cu niște volănașe. O să o probăm și pe aceasta. Materialul este foarte lejer, foarte, foarte lejer. Este puțin creponată, ceea ce îmi va da mie bătăi de cap cu călcatul, pentru că eu am o problemă cu călcatul. La mine trebuie totul să fie călcat, dar materialele creponate întotdeauna mi-au dat bătăi de cap. Nu știu dacă știți, dar deși cred că majoritatea știți, existau acele lenjerii de pat creponate. Le uram cu pasiune. Le uram cu pasiune pentru că îmi doream să fie călcate, înainte să-l am pe Fabi, evident, când aveam timp, îmi doream să fie călcate și parcă arătau că nu sunt călcate, nu știu cum să vă zic, nu. Așa, trecem peste lingerie și vă arăt acum o bluziță. Nu că am fost dezamăgită de ea, știam că este oversized, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de mare. Deci uitați-vă cât este de largă și eu mi-am luat XS. Scrie acolo oversized, dar parcă este totuși prea lată. Ia uitați-vă cât este de lată. Deci de aici până aici. Este foarte lată. Culoarea, în schimb, îmi place. Este o piersică foarte frumoasă. Și mă gândeam, de fapt mă gândeam, am văzut eu la Boots și am văzut și la Andreea Kim, care are un ruj așa piersiciu. Trebuie să întreb pe Andreea ce nuanță este, pentru că mi-a plăcut tare mult și aș vrea să cumpăr acel ruj ca să se asorteze cu această culoare. Eu nu știu cum o vedeți voi, pe cameră pare ștearsă, dar un roz, pare un roz alb, dar nu este așa, este un piersiciu. Îmi plac mânecile, că se termină cu acest model cu elastic, asta o împiedică să migreze mâneca pe mână și mă încântă chestia asta. Nu este deloc decoltată, dar pentru că este oversize, probabil va veni pe un umăr.
Așa. Mă gândesc să o port cu o pereche de blugi, tot la fel, băgat așa în față. Vedem cum va fi. Dacă nu voi da de cap acestei bluze, probabil o voi face cadou. Bun. Acestea sunt cadourile pe care le-am primit de la Dear Lover. Mulțumesc din nou pentru colaborare și mulțumesc că a fost o colaborare frumoasă și mi-ați trimis niște lucruri frumoase. Din nou vă îndemn, dacă doriți să vedeți site-urile lor, site-ul lor, să intrați la mine în canalul cu la mine în căsuța cu descrieri. Și mă uit acum că este ceasul 4 fără un sfert. Noi la ora 4 și jumătate trebuie să ajungem să vizionăm casa. Astăzi am avut o zi plină, dar am senzația că n-am făcut nimic. Și aveam o întrebare la voi. Iarăși am probleme cu căzutul părului. Folosesc Forca Peel șampon în concomitent cu Head & Shoulders Derma X pentru că am și o dermatită seboreică, de care nu mai scap. Vreau să vă întreb dacă sunt printre voi fete care au aceeași problemă ca și mine și folosesc altfel de, nu știu, șampoane, de... Doamne, dați-mi, vă rog, niște idei, ce să mai folosesc ca să nu mai îmi cadă părul atât de tare. Mă gândeam să iau iarăși pastile Forca Peel, dar am luat acum vreo 3 luni de zile, parcă din 3 în 3 luni se iau... Habar n-am, nu mai știu. Vă rog, lăsați-mi și mie în comentarii dacă știți. Bun. Până se face ora de a merge la vizionare, vreau să fac un try-on cu aceste hăinuțe și să-mi spuneți și mie ce părere aveți despre ele. Bun, aceasta este primul outfit, vă zisesem eu, de pantalonii albi. Când am văzut eu pe site această cămașă care mi-a atras atenția, o văzusem cu acest tip de pantaloni. Și m-am gândit, wow, am și eu pantaloni ca aceștia, se vede că îs mamă. Așa, și cam așa, vine cam așa. Este o cămașă lejeră de vară. Așa o putem purta și cu mânecile răsucite, exact așa cum v-am zis mai devreme. Este puțin oversized, este mărimea S, v-am zis, dar se vede că este oversized. Sper că mă vedeți bine acolo. Îmi place tare mult cum se așează și îmi place, cred, mai mult purtată așa, cu mânecile răsucite. Suntem și noi în ton cu Barbie World. Doamne, nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Multe fete am văzut că fac clipuri despre Barbie. Ce s-a fi întâmplat? Dacă voi știți, lăsați și mie în comentarii, că eu nu știu, eu nu urmăresc... Singurul clip pe care l-am văzut cu Barbie a fost al Mihaela Șerbănescu, pentru că îmi place de ea și atât. Ia uitați-vă și la guler. Deci că Elvis Presley. Nu, îmi place, mi se pare ușoară, lejeră. Îmi place outfit-ul așa cu totul, cu pantalonii albi, exact așa cum a fost și pe site. Drăguț, zic eu. Voi ce părere aveți de outfit-ul acesta? Vi se pare drăguț? Mie da. Bine, fără burta mea, care, na, e ca după sarcină. Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi ce părere aveți despre această bluziță. Hehe, ce ziceți de aceasta? Bine, nu merge cu acel blugi. Nu i-aș lua. În cel mai rău caz aș pune niște blugi negri. Dar zic să nu mai schimb și blugii. Vă rog să vă uitați puțin la umeri. De mie mi se par super, super drăguți și super interesanți. Foarte drăguță este asta. Chiar sunt încântată de ea. Foarte tare. Super drăguță și este atât de lejeră. Deci că sunt o balerină, nu-i așa? Ce ziceți de bluzița aceasta? Și dacă doriți, spuneți-mi și mie în comentarii cu ce ați asorta-o. În niciun caz cu acești blugi care sunt albi, iar bluzița nu știu dacă o vedeți voi bine, dar este un fel de bej, alb murdar, aș spune. Eu mă gândeam la niște blugi negri. Nu știu de ce mă gândeam la așa, dar cred că ar merge mai bine cu niște blugi negri.
decât cu ceilalți. Nu știu, combinația asta așa nu-mi place. V-aș ruga să-mi ziceți și voi ce credeți despre... E puțin cam transparentă, văd, dar se la vi. Je suis un bonbon. Je suis un bonbon. Ce drăguță este asta! Dacă ați ști cât este de lejeră, pe aceasta am purtat-o, am mai purtat-o odată, v-am zis, după ce am făcut unboxing-ul acela de care, nu mai zic ce am făcut. Îmi place tare mult, tare, tare, tare mult. Am văzut eu un truc pe YouTube la o tipă care e așa bombonicioasă și la fel poartă tiul. După cum vedeți, aici are, acesta este tiul, cealaltă era dantelă ceva. Asta este, are o compoziție diferită și văd că se lasă puțin, pentru că mă gândesc eu că mi-e puțin mare, ar fi trebuit bluza să vină așa, iar acești umeri să vină exact la încheietură, cam așa, ca să stea puțin mai bufantă. Și am văzut eu un tips, să folosim... Fixativ de păr pentru tiul. Nu e dragul? Asta chiar îmi place mult, 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 mult de tot. Și o văd purtată cu pantaloni albi. O purtată și cu o rochiță din aceea de material neagră, care să fie scurtă. Super drăguță, chiar îmi place. Voi ce ziceți? Care vi se pare mai frumoasă, aceasta sau cea albă? Dacă îmi permite să spun părerea mea, mie aceasta îmi place mai mult. Nu știu, poate că îmi place culoarea și îmi plac umerii că sunt mai bufanți. Da. Haideți să mergem și la... Mai avem două itemuri ca să nu se facă ora să plecăm. Aceasta este bluza de care vă ziceam eu că este oversized. Oversized ca oversized, dar cred că mi este și puțin mare. Cam așa arată, v-am zis, mărimea S. E foarte largă, foarte, foarte largă, însă ce-mi place, mânece, îmi plac mâneci, ce-mi place la ea sunt mânecile, ca să mă exprim corect, urăsc să nu mă exprim corect și am o problemă cu gramatica, în sensul că nu-mi plac oamenii care sunt agramați. Cam așa arată, nu m-aș duce back in the days să-i pun ceva în talie, exact așa cum fac acum, chiar nu m-aș duce back in the days, ci aș încerca să o prind cumva aici, cam așa, dar parcă tot mi se pare mare. Dacă nu mă pot obișnui cu ea, cred că o voi face cadou, dar din dar se face rai, nu vreau să mă judecați. Uite că pot să o bag roată, ia stați că am o idee, ce-ar fi să o bag așa roată în pantaloni. Și chiar vine mișto dacă o bagă roată în pantaloni. Este foarte lejeră. Bine, eu acum am pus-o așa, provizoriu, dar dacă ar fi să creez un outfit, cu siguranță aș pune așa foarte neat roată. Super drăguț și îmi place și cum vine cu pantalonii. Cred că fac un outfit foarte lejer. Și mă gândeam acum că am niște papuci de la New Bella, nu știu dacă vă mai amintiți de ei, și cred că ar face un outfit foarte frumos și foarte lejer așa de vară. Și mă gândesc și la rujul acela pe care l-am văzut la Andreea Kim, cred. Oricum, cred că acum, după ce filmez, o să-i dau un mesaj Andrei să-mi spună de ruj. Îmi place, deși nu mă așteptam să-mi placă, chiar îmi place. Ca la fiecare item, aștept și părerea voastră. Este foarte, foarte lejeră. Foarte lejeră, pică foarte bine și e vaporoasă, așa, răcoroasă. Chiar drăguță e. Mai avem rochea și am terminat cu traionul. Vă era doar de cenușărea asta? Dacă da, uite aici. Ia uitați-vă ce avem aici. Ia asta să las puțin mai jos ca să vedeți și cum arată. Vai, ce lejeră este! Îmi place. Nu am purtat niciodată o rochie atât de lungă și așa de văratică. Ba, de fapt, stați că am mai cumpărat eu odată de la Sinsay, parcă, sau de la New Yorker,
o rochie lungă, dar aveam un alt imprimeu. Asta mi se pare că este ceva foarte challenging așa pentru mine, pentru că v-am zis, n-am purtat niciodată, nu mă așteptam să fie atât de lungă, mă așteptam să fie mai scurtă deasupra gleznei. Scuzați-mi șosetele negre, dar se la vi. Uitați-vă cât este de lungă. Cam așa este. Oricum, este foarte lejeră și foarte drăguță și chiar mă simt bine în ea. Îmi place și cum se așează aici. Super tare. O văd purtată și sta să vă și arăt cum, pentru că am la îndemână. Am zis eu că am la îndemână. Stați puțin, că am. Chiar am. O văd cu această gecuță, când nu este chiar atât de cald afară, o văd purtată cu această gecuță, stați că vă fâșii puțin, cu această gecuță de la Primark, cred că vine foarte bine, super, chiar îmi place, îmi place tare mult, este un outfit drăguț, lejer, de vară târzie, de seară târzie de vară, mai ales aici în zona în care stau eu, este cam friguț seara, pentru că stau fix la mare, știți bine asta, și am nevoie de geacă. Așa că dacă ies cu Fabian afară, pot să-mi iau această rochiță pe mine, lejeră, îmi iau geaca la mine și am făcut un outfit frumos. Mommy style. Bun. Acestea au fost produsele de la Dear Lover. Mulțumesc tare, tare mult. Cu ce le asemăn eu? Le asemăn puțin cu hăinuțele de pe Shein. Dacă vă place Shein, vă invit să vă uitați și pe Dear Lover, pentru că sunt more or less the same items. Da, mergem acum repede, repede să vedem casa. Văd că băieții au venit, sunt în fața blocului, l-am auzit pe Fabian. Mergem să vedem casa și revin după aceea cu încheierea acestui clip. Sper că v-au plăcut hăinuțele, sper că v-au plăcut și outfiturile pe care le-am făcut așa repede-repede. Aștept și sugestiile voastre. Fug repede să vedem, fug repede, fug să văd casa și ne întoarcem acasă și terminăm vlogul pe ziua de astăzi.